Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Hearthstone Heroes of Warcraft. Oameni buni, data asta o să încercăm un pachet de la Ghost122, care a făcut un pachet destul de interesant pentru că folosește 29 de cărți de priest și o singură carte, adică Lich King, care este neutră. Pachetul a zis că se cheamă și Lich King chiar, adică trebuie să păstrăm și numele. Și sincer, nu știu să zic, pare un pachet destul de ciudat, adică să joci atât de multe cărți de o singură clasă și doar o singură carte neutrală. Asta mă face puțin să mă îndoiesc de șansele pachetului în mare parte, dar totuși, cine știe. Ok, hai să vedem acum cum stă treaba. Oh, Doamne, mi-este teamă. Dacă mă nenorocește de ultimul hal, pentru că nu știu cât de bine o să se descurce pachetul ăsta, în mare parte, și chiar nu-mi dau seama, adică avem early game destul de ciudat, dar late e și mai ciudat. O, Doamne. Ok, Silence nu cred că am nevoie așa de devreme. Feast, nici atâta. Asta am să păstrez că e bun de ăsta. Aștea să joc gen... nu, asta trebuie de runda a treia. Ok, e destul de complicat aici. Da, adică nici n-ai cum să umpli masa or something. It's just really, really bad-ish. Nu, să mă așa. Sau așa, să vedem ce și cum și care. Să-i copiez niște cărți mai întâi. Cred că asta ar fi o idee, să copiez niște cărți. Ok, super. Puteam să joc ăsta și să dau coin-ul și era mai simplu. Da, puteam să joc ăsta. Ash to ash. Ok. Trebuie ăsta să joc... ăsta cât dă 2 damage, ok. I-am furat ăsta. Ăsta-s pertinit. Facem o manevră aici. Simt nevoie de o manevră. Uite și manevra. Ok, și am să las asta așa, nu o să dau inerfare în caz de orice. Oh god. Doare tare mult. No! Ok. Stai cu minte. Stai. Shaz Blend. Oh my fucking god, ok. N-am spell power. De-aveam spell power. Ok. Dar totuși de-aveam spell power. Oh my god. Ok, bine, las-o așa. Mamă, spell power și făceam un clear așa de frumi. E destul de greu până mă obișnuiesc cu ideea pachetului ăsta. Chiar nu știu care ar trebui să fie ideea principală a pachetului. Gen, să strângi, să încerci să faci control până când îți vine Lich King-ul sau ceva. Mamă, de rămâneau la viață, era perfect. Blessed be this funnel cake. Hai să facem un pic de clear acolo. Mai lăsăm fără elemente de evolve. Nu știu niciodată când e cu evolve peste bot sau cu spell-uri cretine sau alte chestii autiste. So, yeah. Nu știi niciodată cum stă treaba. I'm warning you. I'm unstable. Ok,
trebuie să scăpăm de la... Silence-ul ăla acum ar fi fost grozav. Silence ar fi fost grozav acum. Ok, să dă 4 de... 3 damage, ok. 3 damage. Asta dacă o să-l dau, o să scoată ceva ciudat. Da. Ok, de fapt stai că orice carte pe care mi-ar dau-o de aici primește de fapt buff în afară de ăsta. Bine, primește un micu znăr la HP, dar primește buff. Ok, Shadow Ascendant-ul, nu Shadow Ascendant-ul, Shadow Essence-ul face treaba bună. Ok, să scăpăm de ăla. Am death-uri, am death-uri. Am un singur death în pachet? Ok, ceva nu e prea grozav aici. Ok, avem un silence pe care sigur am să-l dau. Să-mi dăm silence-ul ăsta. Am să... Hai să facem așa. Bam. Scăpăm de la heal, tragem carte. Oh, perfect, perfect, perfect. Oh, ho, 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 ho. Ok, trebuie să păstrăm pentru un alt... Trebuie să mai păstrăm pentru un... pentru un inner fire ăla. Da, pentru inner fire ar fi super dacă am mai păstrat ăla că... ok, deci un fel de buff... Priest... cu silence și ceva chestii. Ok, 3 damage. Ai, 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 ok, am înțeles. Nu știu ce 3 damage, de ce mă enervam eu și nu știu ce și pe bă aia. Ok, cum scap de ăla? Potion of Madness nu mă ajută. Pot să dau 2 damage, trebuie să mai dau 3 damage după. Which kinda sucks. Aoleu, o să fie așa nașpa. Gata, să scap de ăla. Aoleu. De ce trebuie să dau 3 damage? Nu am cum să trag carte. Ha ha, aleu. În fine. Puteam să nu fac trade, gen să las pe el să te dau face și să las pe el să atace ce vrea. Era o idee pe care puteam să o folosesc, dar fie. În fine, încă nu-mi dau seama exact ce Dumnezeu pot să fac în pachetul ăsta. Cred că mi-a trebuit două Shadow Essence-uri de alea. Da. Cred că două Shadow Essence-uri merge mie decât una. 4 mana 7-7, mă bată mama. Frate, 4 mana 7-7. Mă, n-am removal-e de... Gen, exact de removal-e care am nevoie, am numai câte una în pachet. Ok, pachetul ăsta e gândit ciudat, rău de tot. Exact de ce am, aș avea nevoie de niște removal-e, nu am removal-e. Deci că ai făcut cu, a, uite, am cartea aia, să pun, am cartea aia, hai să pun toate cărțile de prins și pun Lich King la final, că e mișto. Nu, efectiv nu mă ajută. Tot e așa de, să-i dau double HP, primește buff, vine 7, va trebui să facă trade. Tot îmi curăță masa fără să pierdă vreun minion. Nu, n-am cum. N-am cum, serios, zice, sunt pus într-o situație extrem de căcat, rău de tot, vai de capul meu. Ok. Da, m-a pișat deja. Elemental Shaman, oh my god, n-am cum să-i fac față. Cred că e cam GG match-ul ăsta, boys, nu prea am nicio opțiune aici, sunt... perfect pus într-o situație extrem de nașpa. Pentru că el o să înceapă să mă bombardeze, o să-mi sară capacele, iar eu, ca și rezolvăr, nu am nimic, deci... e cam gata aici. Nu știu. E nașpa chestia asta, dacă n-ai cu ce să faci un combo sau un ceva, trebuie să aștepți să spice niște chestii și să... strângi tare din dinți până să, nu știu, să le folosești cu adevărată valoare, dar, I don't know, cum am spus, cred că pachetul ăsta e făcut de așa fel încât să zici, bă, ok, hai să
trântim și noi aici toate cărțile astea. Adică uite, avem un Talon, un Acolyte, un Spiritlash, un ăsta, un ăsta, un ăsta, un ăsta și două din cărțile în care nu prea zicem că aș avea nevoie, două. Dar să zicem. Un Inner, un Silence, de ce două Silence-uri? M-am prins cumva, de ce ar trebui două Silence-uri? Dar probabil, nu știu, în loc de... I don't know, mamă, un singur Holy Nova? Jesus. Să plâng aici. Ok. Oh, that's a card. Aia e o cartă chiar mișto. Ok. Nu știu, cred că s-ar putea scoate niște cărți de aici. Hai că e bine, e ok. Facem și noi ramp up ăla, că... Mamă, face priestul ramp up înaintea... Înaintea druidului, lol. Aia, despre asta vorbesc, mă. Nu știu, Acolyte-ul ăsta mi se pare cam useless. Adică e 3 mana 3-3 cu lifesteal, mare brânză. Gen, poți să găsești orice altceva mai bun. Mai pui un death sau ceva. De-aia că removal-e nu prea ai. Ai așa, e... situaționale, nu prea și nu și vine alea ca să-ți bagi una în cap. Pe când dacă aș avea mai multe de ăsta gen de furat cărți de la alții, probabil că ar fi ceva. Ai un singur tot stil, nu? Da, singur tot stil, Jesus. Mamă, și ce tot stil am luat, frate, să-mi trapă al meu. Adică nu știu dacă merită să fac ramp up, oricum card draw, adică cărți am. De card draw aș putea face rost lejer, dar nu știu. Eu nu cred că vreau 3 cărți, aș putea să dau să... Am 2 mana, un wrath și mă simt mai bine. Hai să dăm să avem mai multă mana, zic eu. Apoi dăm un wrath în capul lui. Better. Deși de acum că vin jade-urile, vin de 3, asta devine cam useless. Cred că ce pot fura de la el e uhuu. Adică asta nu e o chestie ce pot fura. Dar pot să o distrug. E o chestie ce pot să o distrug. Dar nu o să vreau să o distrug pentru că... Lich King. Ok, Frostmourne e o carte superbă. Pe care putem să o folosim foarte, foarte bine. Ok, nu știu. Swipe și dai tot ce ai în el și pierzi minionii. Fie... Ok, Ultimate Infestation, n-ai ce să... Oh my god, ok, 2 Poisonous Spiders. Oricum nu poate să atace cu ei. Trebuie... Spell power. Ok, că știu cum fac. Easy. Easy. Și acum... sigur, dăm cu arce. Dacă tot am opțiunea, de ce să nu o folosesc, zic și eu, nu? Ok, super. Am multe spell-uri. Am multe spell-uri, 5 cărți și să-mi fac mil singur. Oh my god, nu. Oh, vai, swipe, ok. Și o să ieși în bot. Fac și acum Shadow Essence-ul meu o să fie degeaba. Uite, aici trebuie ăla de revive la cărți moarte. Ăla mă piși pe el. Hai să-i lăsăm un căcat ăsta degeaba pe masă. Fac, ok, un pic de misplay aici, un pic mai mult. Am atât de mulți minioni. Nu, fac prostii. Lăsăm așa. Deja am meciul de că am făcut o prostie. Ok, n-are hard removal-e. Și am să-i dau tura următoare Inner Fire dacă mi iese. Nu știu, de obicei când e vorba de făcut combo cu Inner Fire și cu toate alea, nu mi iese prea bine figura. Am în caz de scoate ceva mare. Ok, nu e ceva mare. Aia e ceva manageable. O să vreau să o iau pe aia de la el. O să-i dau un 5-5, deci scăpăm de ăsta. Una. O să iau pe aia.
O să... Mai are curs? Da, poate acum o să înceapă ălea mari. O să-i dau buff. Și... o să... dau heal. O să dau face. Pentru că... va trebui să-și consume mai multe cărți să-mi distrugă mie 12-12-le. Până să-și facă el ramp up, uite, vezi? Bam! Și acum se vine cu ultimate Lulu. Și am să-i distrug ăla și o să am o masă de cărți destul de bunicele. Am să-i dau 5 damage în gură, ceea ce e ok. Ce mai are? Ah, oh, innervate. Ah, și vrea să tragă și carte. Ok, bun. Hai să vedem ce ne mai pică. Shadow Vision. Am Divine Shield, dăm așa. Despre asta vorbesc. Facem pe aia o leacă mai folositoare. Super, super. Vreau și un Radiant element, nu vreau ăsta aici. Ok. Ok, hai să vedem acum. Are totuși, trebuie să-și facă... Aoleu, căcatul ăla cu multe taunturi, eram sigur. Poți scoate doi dintre ei. Idolul ăla mi-e degeaba. Galop! Ok, să scap de 7-7-rele atunci. Shit. Ok, poți scăpa de unul de aici. 2. 3. Afară. Heal, tragem carte. Încă un radiant element pe care nu vreau să-l folosesc acum. Ok, nu, iar așa am făcut greșeală. Trebuia să nu fi pus pentru că mai are un spreading plague. Mai mult ca sigur să mai aibă un plague. Asta e garantat că să mai aibă un plague. Stai, el și-a folosit ambii... Cred că și-a folosit ambii... cum le zice? Jade Idol. Da, cred că și-a folosit ambii Jade Idol doar ca să sumoneze. Acum nu știu sigur, n-am fost pe fază prea bine. Scuze dacă mai fac misplayer de genul ăsta, dar stolea că și-a abmețit în momentul ăsta, gen... Când încerc pachete noi până nu joc mai mult de 3-4 meciuri, mi-e destul de greu să mă obișnuiesc să știu exact ce vreau să păstrez sau nu. My thoughts are plagued. I know, right? Ok, 3 damage, să facă clear pe elemental. Death is eternal. My turn is not. Wow, a făcut schimburi acolo, hardcore. Am mulți minioni pe care aș putea scoate. Nu, iarăși sunt multe chestii pe care le-aș putea pierde dacă joc de-astea. Da, sunt atât de multe chestii pe care le-aș putea pierde. Deci dacă dau ăsta, am să-mi rupă creierii. Sunt mult prea multe chestii pe care aș vrea să le țin totuși. You are the shadow's puppet. Trebuie să pun presiune pe capul lui, neapărat. Trebuie să pun presiune gravă. Acum dacă face trade o să moară. Nourish, trage cărți. Ok, cu 5 mana nu știu cât faci cel mare chestie acum, dar nu știu sigur. Sincer, am avut noroc cu Jade Druid ăsta că n-a avut foarte multe rampuri. Adică, pachetul ăsta e groaznic în general, dar nu e foarte... Dar dacă are bulan ca inamicul să fie nașpa la draw-uri, atunci probabil că... Atunci se bine. Stai, mai are idol? Nu mai are idol, eram sigur. Am avut să-și fac alte chestii. Aha, vrea să scoată armura aia. Ce faci, bubiță? Trebuie să scap de 2-2 ăla. Ok, știu că poate aia. Avem un Jade aici. Shadow Essence. Spre asta vorbesc. Ok, numai, oricum n-am mana. Despre asta vorbesc, bă. Trebuie să punem presiune gravă.
Adică nu e nici măcar agro deck să zici că trebuie să duci numai face, e situațional, adică eu acum dacă aș da, aș putea să pierd toate spellurile de aici, deci Mind Potion, bam, 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 se ducă dracu și apoi să mai pierzi un Holy Nova și deja ar fi oribil. Deci am prea multe spelluri și prea puțin minion ca să folosesc chestia asta. Clar, din 5 cărți sunt șanse chiar foarte mari să pierd 5 cărți. Deci să-mi dă fac mil de 5 cărți. Și șanse destul de mici ca să scot doar 5 minion, pentru că nu cred că am 5 minion. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, deci șanse foarte mici să scot doar 5, pentru că uite câte sunt. Ideea e că el și-a consumat Jade Idol-ul. Și-a consumat Jade Idol-ul și am rămas fără multiplicare de Jade decât dacă îi pică. Uhuu! Știi chestia aia? Oh, o să dea fix pe buffer. Ai, 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 ce ți-ai făcut, bobiță? Ți-ai făcut-o cu mâna ta? Stai, ce vrea? Ah, ok. Ok, nu știu dacă am cu ce să scap de ăla acum, asta e o problemă. Ok. Șansele stau micșorat și mai mult. Ok, se dau mai multe opțiuni să atace. No, e oricum, e pierdut match-ul. A jucat el foarte prost, a avut draw-uri super proaste, dar... Tot n-am ce să-i fac. Vai, ce-a umplut masa, uite, i-a venit uhu. V-am zis, i-a venit uhu-urile, gata, s-a terminat distracția. I'm Don Derino. No, no, nu, nu mai am să-mi fac, e gata. Salut, salcă fă. N-am decât să mă și milui. Bam, s-a dus una, bam, s-au dus două, bam, s-au dus trei. V-am zis, șansele ca mie să-mi pice ceva folositor aici sunt mici. Mici. Deci deja nu mai contează cum joc de aici, pentru că nu am cum să câștig, șansele de câștig sunt zero. Zero, 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 barat. Nu mai, nu, deci deja gata. Adică, na, eu mi-am făcut datorii, am încercat să joc pachetele astea primite de la voi. Cum zic, dacă pachetul e făcut pentru trolling, îl jucăm ca și îl considerăm de trolling. Dacă pachetul e făcut pentru câștiguri și toate alea, atunci îl tratăm ca atare. Iar mie mi s-a părut că pachetul ăsta vrea să fie pentru câștiguri, acum nu știu ce să zic. Oh, efectiv și-a plantat taunt-ul ăla acolo și nu mai am să-mi fac, deja gata, e. Psh, salut, I'm almost out of cards. Ei, ia uite ce avem aici. Psh. Și asta a fost, băieți. Nu mai avem să-i facem. Feels bad, man, cu un pistol, da, e. Ce să-i facem, ce să-i facem. Da, așteptăm totuși nerf-urile la Jade Druid să fie totul bine și frumos. Dar oameni buni, cam asta ar fi tot pentru acest video cu Hearthstone Heroes of Warcraft. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe video de genul acesta, noi ne auzim data viitoare. Știți voi, dați voi un like acolo, cum am spus pentru video, da, m-am bâlbit la final aici. Iar voi, dacă aveți pachete pe care aveți să mi le dați, să le încerc în videourile următoare, lăsați-le în descriere, pentru că eu acolo mă uit și le văd destul de repede. Hai, pa, pa!